Dați un semnal când putem începe. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi am decis să facem o conferință de presă în contextul unui subiect ce vizează în jurul de 6.000 de persoane împreună cu familiile acestora. Este vorba de situația legată de activitatea în baza de patentă. În ultima perioadă am avut numeroase discuții cu oamenii care activează în bază de patentă, în special din regiunile mai îndepărtate de Chișinău. E vorba de raioane, sate, de piețele din satele Republicii Moldova și am înțeles că oamenii sunt extrem de îngrijorați. În special am avut o comunicare cu persoanele cu vârstă înaintată care, în baza acestei activități, fie își asigură o supraviețuire, pentru că pensia nu le este suficientă pentru a aduce o viață, fie este vorba de persoane care își asigură întreținerea copiilor, rămân în Republica Moldova având această activitate. Noi nu vorbim aici despre cazuri de abuz de activitate în baza patentei, dar oamenii sunt extrem de îngrijorați față de ziua de mâine. Probabil, dacă nu se găsește în cel mai scurt timp o soluție reciproc avantajoasă, atât pentru Guvernul Republicii Moldova, cât și pentru persoanele care activează în baza patentei, vom avea o situație destul de dificilă sub aspectul social. Noi, în primul rând, aici vorbim că majoritatea dintre acești oameni care nu vor putea activa în următoarele, începând cu peste 2 săptămâni, când este termenul limită impus de guvern, probabil vom avea câteva mii de oameni care emigrează peste hotare, pentru că nu vor mai avea posibilitatea să facă un ban aici, în Republica Moldova. Iar o bună parte, o altă bună parte, în special vorbesc aici despre pensionari, pur și simplu vor pierde un venit suplimentar la pensie, putând anterior să vândă cei ce au cules în grădină sau mai au pe acasă și astfel asigurându-și un plus financiar, în special pentru perioada rece a anului, atunci când trebuie să cumpere cărbuni sau lemne. Mai multe lacune în tot procesul ăsta de implementare așa zisei reforme, care s-a limitat doar la impunerea unor prohibiții și nu alternative sau încurajare de a renunța la patent din partea acestor persoane, vor duce, din ceea ce am discutat cu majoritatea oamenilor, la proteste pentru săptămâna viitoare. Noi ne-am dorit să evităm aceste scenarii și respectiv am pregătit o declarație inclusiv cu câteva propuneri pentru Guvernul Republicii Moldova. Doamna Stella Macar, care a fost membra Comisiei Economiei, Buget și Finanțe în legislatura precedentă și a avut un rol nemijlocit în medierea situației respective anterior, în legislatura precedentă, va da citire declarației platformei DAP pe subiectul respectiv. Mulțumesc, Dinu! Bună ziua, stimați cetățeni și dragi reprezentanți ai mass media! Cred că nimeni nu poate pune la îndoială că platforma DA întotdeauna a atenționat asupra unor probleme ce vizează cele mai nedreptățite segmente ale societății noastre, acestea devenind pentru noi o prioritate. Ne-ați văzut luptând în Parlament pentru soluționarea problemelor veteranilor de război, persoanelor cu nevoi speciale, mamelor cu copii mici, patentarilor, producătorilor autohtoni și nu am încetat să vorbim despre aceasta nici ca partid extraparlamentar. Despre problema patentarilor am atenționat în nenumărate rânduri, iar atunci când la finele anului trecut urma să fie interzisă definitiv activitatea în baza patentei, am vorbit foarte argumentat, inclusiv în conferință de presă, de ce nu este oportună această soluție. Acum suntem iarăși în aceeași situație, când în doar 2 săptămâni patentarii rămân pe drumuri.
au trecut 6 luni în care s-au bifat anumite consultări, fiind desfășurate prin ianuarie-februarie, fără a fi găsite soluții reciproc avantajoase cu reprezentanții patentelor și care s-au finalizat cu ultimatumuri din partea ministrului. Iar atunci când acest ministru ne declară prin Facebook și TikTok că nu merge la emisiune să dezbate un subiect atât de important pentru o anumită categorie de cetățeni și ei frică să confrunte oamenii cu problemele lor reale în față, din lipsă de soluții, probabil, este grav. Când se va înțelege că pentru a implementa reforme calitative este nevoie de transparență, de comunicare cu părțile interesate și de soluții fiabile? Ce s-a întreprins în aceste 6 luni pentru a debloca situația? De ce deținătorii de patente nu au fost convinși să treacă la activitate independentă? Unde este mecanismul de compensare a costurilor aparatului de casă? Măcar această promisiune că prin intermediul lui ODA va fi achitat costul aparatului de casă ar fi trebuit respectat, astfel încât patentarii să nu fie forțați să achite 12.000 de lei pentru a-l procura. Noi trebuie să înțelegem că din cei aproape 5.000 de deținători de patente, majoritatea sunt pensionari, cu pensii mizere, care sunt nevoiți să activeze pentru a nu muri de foame. Dacă ministerul ar fi făcut această analiză, ar fi înțeles că pentru astfel de persoane, folosirea aparatului de casă, elaborarea rapoartelor fiscale, va fi destul de complicat și după anularea patentelor, acești bătrâni vor fi forțați să renunțe la activitate. De ce este atât de greu de înțeles că pe patente au rămas să activeze în mare parte pensionarii care lucrează în orașe mici și sate, pentru care acest gen de activitate nu este nici pe departe business. Ei nu sunt evazioniști fiscali. Ei supraviețuiesc. Ca urmare a celor relatate, constatăm că așa zisa reformă a ministrului Alaiba a fost făcută de mântuială. De la 1 iulie, mii de oameni riscă să rămână fără sursă de existență. Cei mai în vârstă vor fi condamnați la supraviețuire din contul pensiilor mizere, care nici măcar nu au fost indexate la nivelul inflației. Iar cei tineri, așa cum a spus colegul meu, să plece peste hotare. Însă cel mai dureros va fi să asistăm la scene dezolante, când după 1 iulie, bătrânii umiliți vor fi obligați să-și pună pătrunjelul și ceapa verde în pungă și să plece de la piață fără niciun bănuț în buzunar, fiindcă nu au aparat de casă. În acest context, îndemnăm prim-ministru Dorin Recean să ia sub propriu control această problemă, să amâne data anulării patentelor și să inițieze consultări reale cu patentarii pentru identificarea soluțiilor cele mai oportune și reciproc avantajoase. Venim cu un apel de implicare directă a prim-ministrului, deoarece deja s-a demonstrat că procesul de anulare a patentelor și trecere la activitate independentă nu a fost pregătit calitativ și se limitează doar la un moft al ministrului economiei. Pentru deblocarea situației și pentru a nu provoca o nouă criză și nemulțumire în rândul societății, cu noi proteste ale titularilor de patente, care pe semne urmează să fie organizate deja începând cu săptămâna viitoare și care vor duce la decredibilizarea guvernării și încurajarea emigrării, platforma DA vine cu un șir de propuneri în adresa prim-ministrului. Acestea fiind următoarele. Consultarea și elaborarea unui mecanism clar de activitate independentă, îndreptată spre diverse grupuri sociale. Inițierea unor cursuri pentru informarea deținătorilor de patente cu privire la noua modalitate de activitate, instruiri în folosirea aparatului de casă și a registrului de evidență a procurărilor, dar și a modalității de achitare a impozitului pe venit de 1%, care devine deja o obligativitate odată cu trecerea la activitatea independentă.
Menținerea activității de comerț în bază de patentă până în 2025, astfel ca deținătorii de patentă să aibă timp să vadă toate beneficiile activității independente și să tranziteze binevol la această activitate. Platforma DA consideră că această tranziție nu trebuie făcută prin constrângere. Activitatea independentă trebuie să fie făcută atractivă, astfel ca patentarii să-și dorească să-și schimbe singuri modul de activitate. Și, în același timp, în tot acest proces, trebuie de ținut cont și de cei mai în vârstă pentru care patenta este sursa de existență. Transformările sociale negative pe care le parcurgem astăzi pe fundalul mai multor crize ne impune să găsim soluții, chiar și temporare, pentru a veni cu cât mai mult suport pentru cetățenii noștri și a le proteja veniturile și așa foarte modeste, exact cum sunt veniturile celor care își desfășoară activitatea în bază de patentă. Vă mulțumesc și Dinu, dacă mai ai ceva de spus. Mulțumim, Stella, foarte mult. Atunci când se inițiază o reformă, trebuie să se țină cont de aspectele sociale ale societății în care trăim. Noi avem o problemă cu faptul că majoritatea oamenilor, mai ales în secolul 21, își trec viața în mediul virtual. Totodată, nu există campanie electorală unde politicienii, deputații, miniștri merg să discute cu oamenii. În orice campanie electorală, primul punct unde merg absolut toți politicienii sunt piețele. Acolo, odată pe săptămână, în sate, piața devine nu doar un punct în care cetățenii își vând ceea ce au pe acasă, dar și o modalitate prin care ei socializează. Comunică despre politică, problemele din localitate și așa mai departe. În lipsa altor alternative sociale care, din păcate, tot mai des se închid în Republica Moldova, iar satele devin tot mai pustii. Noi avem o problemă demografică enormă, iar orice reformă negândită va acutiza și mai mult această situație degradantă sub aspectul demografic în care se află Republica Moldova. În ultima perioadă, peste 116.000 de oameni au devenit parte a diasporii. Este echivalentul a două raioane. Deci, noi operăm cu niște date oficiale care sunt emise de către Biroul Național al Statisticii. În condițiile în care nu se găsesc alternative pentru cei peste 5.000 de patentari, este evident că majoritatea dintre ei vor deveni parte a diasporei. Asta în condițiile în care nu au vârstă înaintată și deja nu mai au unde pleca. Noi de fiecare dată am încurajat lupta împotriva evaziunii fiscale, economiei tenebre și așa mai departe. Doar că această luptă trebuie începută cu corporațiile mari, cu monopoliștii reali de pe piața Republicii Moldova, iar un ministru care luptă împotriva păturilor mai vulnerabile sub aspectul financiar, și colega a dat exemplu că majoritatea sunt pensionari, ar fi bine, întâi de toate, să se ocupe de aeroportul internațional Chișinău, de ceea ce se întâmplă la portul Giurgiuleș sau în alte întreprinderi importante, de o importanță strategică pentru Republica Moldova. Să vadă cum tot mai des Republica Moldova sau întregi ramuri ale economiei Republicii Moldova devin controlate de 3-4 corporații mari, care în cele mai dese ori cu venituri de 10 și chiar sute de milioane plătesc salariile în plic și tot așa. Asta ar fi o luptă reală care ar aduce bani reali în bugetul public național. De pe urmă, este indignant când, ca reacție a Ministerului, spune că de pe urmă acestor reforme vor veni bani în buget. Pe departe nu este așa. Cu o reformă negândită, se va întâmpla echivalentul a ceea ce se întâmplă când mergeți să procurați un produs alimentar de la vreun magazin din raion sau sat. Nu o să emită bonuri fiscale decât atunci când vine un control din partea poliției sau inspectoratului fiscal. Noi suntem pentru o reformă reală în sectorul respectiv, dar aplicând metode de alternativă,
de încurajare, nu de prohibiție. Ori să interzici, spre exemplu, de la data din 1 iulie este cel mai simplu, nu și atunci când găsești alternative pentru acești oameni. Mai mult ca atât este revoltător că nici în contextul ceea ce s-a făcut sau s-a promis de către Ministerul Economiei nu s-a realizat. Ori majoritatea din cei 5.000, peste 5.000 de patentari nu au la disponibilitate 12.000 de lei să-și procure aparatul de casă, rămânând doar cu promisiunea că se va restitui această sumă. În discuțiile cu majoritatea dintre aceștia, ei mai apelează sau invocă problema că nici măcar au datorii și chiar pe facturile anterioare. Nu fac foarte mulți bani din activitatea respectivă. Majoritatea dintre ei procură marfa pe care o vând cu împrumut. Au împrumutat, au vândut, au realizat marfa dacă au reușit să o realizeze, după care întorc banii și dacă îi mai rămâne ceva ca să-și achite facturile sau cheltuielile curente. Solicitarea noastră principală este ca prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, să ia sub control această problemă, pentru că semnalele sunt de ordinul că toți cei care, patentarii revoltați împreună cu familiile lor, vor ieși la proteste. Noi nu avem nevoie de proteste în condițiile în care sunt soluții alternative pentru rezolvarea acestei probleme reciproc avantajoase, ca oamenii să înțeleagă și treptat să trecem la alt gen de activitate. Nu prin prohibiție, ci prin încurajare. Mulțumim! Asta este tot pentru conferința de astăzi. Cu următoarea ocazie vom ieși într-o altă conferință de presă și vom atrage atenția la o problemă conexă cu ceea ce am descris anterior legată de situația demografică dezastruoasă prin care trece Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și sperăm că prim-ministru Dorin Recean va da curs solicitărilor noastre, nu de dragul platformei, dar de dragul a peste 5.000 de oameni împreună cu familiile lor care pur și simplu sunt într-o situație de șoc în momentul de față și nu că sunt supărați, dar pur și simplu nesiguri pentru ziua de mâine. Vă mulțumim!